Băieți și fete, astăzi vă voi arăta ce se află în baza secretă a lui Granny. Astăzi, băieți și fete, mă aflu pe o hartă primită de la un abonat și vreau să vă spun că începem o nouă serie la noi pe canal. Ei bine, băieți și fete, această hartă se numește baza secretă a lui Granny, pentru că după cum vedeți, voi suntem într-o lume normală de Minecraft și am găsit baza secretă a lui Granny. Dacă mai vreți să facem episoade de genul, eu vă recomand să vă uitați până la final pentru că este ceva super, super interesant. Dacă mai vreți să facem episoade de genul, unde explorăm alte baze secrete, baza lui Huggy Wuggy, lui Danalu, lui Grandpa, lui orice vreți voi, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să scrieți la comentarii. Eu zic, boi, să nu mai pierdem timpul. Băiatul ăsta mi-a trimis harta și mi-a zis că este ceva super super mișto și că merită să fac un episod. Așa că eu, boys, o să fac episodul și o să vedem ce iese până la urmă. Deci, după cum vedeți, men, suntem într-o lume de asta de Minecraft. Avem doar un lever și 4 mâncare de asta. Vreau să mă pun și pe dificultatea de normal să fie totul bine. Avem 4 de mâncare și un lever. Și aici avem am găsit baza lui Granny, scrie baza lui Granny. Este o hartă normală și aici se află baza. Hai să vedem ce se află înăuntru. Am pus asta și să mergem mai jos. Bun, let's go. Acum am dus aici jos. Hai să vedem. Ok, man, am ajuns aici. Bun, avem un schelete și o chestie care scrie ultimul bilet. Bun, hai să vedem ce scrie aici. Dacă citești asta, te rog întoarce-te înapoi. Oricine ai fi, repet, dacă citești asta, întoarce-te înapoi. Bro? De ce m-aș întoarce înapoi? Stați că nu înțeleg. Și mie mi s-a părut cool la început că am găsit baza lui Granny și voiam să văd ce se află acolo. Dar te rog, nu. Acesta este probabil ultimul meu mesaj. Sunt rănit și cel mai probabil o să mor aici lângă chest. Te rog, pleacă. O să moară lângă chest? Adică, bă! Ăsta-i băiatul care a scris biletul, ce acum e un schelete? Ok, boys, ok, ciudat, rău de tot, mamă, deci e ultimul meu și zice că să plec, neapărat să plec. Boys, de ce să plec, man, bă? Bă, n-o să plec, vă dați seama, dar nu înțeleg de ce e biletul ăsta aici și de ce insistă băiatul ăsta să plec. Vreau să văd dacă eu filmez totul, am prins asta pe filmare pentru că mi se pare super, super interesant. Bun, atunci, băieții, haideți să nu las uita pe băiatul ăsta și să mergem mai în față în baza lui Granny. Deci avem aici, am închis ăsta, avem aici baia, bun, hopa, stați, mă, uite-vă cât de mare e baza, nu vine să cred. Bun, avem aici baia, hai să intrăm în baie, let's go, bun. Mamă, un om mort în baie. Hai să vedem ce scrie aici. Bun, ok, deci o să găsim și iteme. Mă miram eu, boys, că probabil o să mă bag cu Granny în episodul ăsta. Mă gândeam eu să fie toate astea așa, deci mi-am luat și niște iteme. Am aici o chestie care se numește ultimul bilet. O să pun aici tot. Bun. În astea, hopa, e ceva aici? Nu, e nici ceva aici, în chestul ăsta. Hopa, boys, am găsit o sabie și un o carte unde scrie mesaj pentru Grandpa de la Granny. Deci, boys, mesajul ăsta nu e pentru noi, e pentru Grandpa, dar o să-l citim noi. Când vezi asta, vreau să-l iei pe ăla de pe perete pentru că miroase foarte urât. Nu s-a gândit că o să ajungă așa când a ales să intre la noi în casă. În fine, te iubesc. Deci, Granny i-a lăsat un mesaj lui Grandpa să-l ia pe ăsta de aici, pentru că miroase urât, gen. Și ăsta e unul care a încercat să intre la ei în casă și l-a prins. L-am luat eu, boys, ca să n-aibă de-astea, cum îi zice, să n-aibă dubii. Bun. Mamă, dar mai avem așa de mult de explorat din baza asta. Hai să vedem acolo ce avem jos. Mamă, jos acolo, merge și mai jos. Ok, ok, hai să vedem aici. Avem debara și bucătărie. Hai să mergem prima dată în debara. Mamă, ce e aici, bă, oameni morți în debara? Bă, ce-i cu baza asta? Hai să vedem. Închidem ăsta. Zero, deci... Bă. 0701 Matei. 0702 George, Michael, David și Alex. Bă, ce sunt ăștia, bro? Astea-s victime, gen? Dar zice 07, deci victima 701, 702. Și aici scrie 703. A, bă, o fică, gen, ăștia au intrat toți odată și i-a notat cu 703. Sau de ce i-a notat cu 703? Deci ăștia sunt oameni morți notați, boys. Deci Granny până acum a făcut 700 de victime? Mere, ok, bun, hai să vedem dacă găsim ceva aici. Bun, avem apple. Avem, deci se sună merele astea, avem și golden apple. Mamă, deci îmi place că e ceva în fiecare chest de asta. Și că nu-s puse așa de pomană. Oh, un diamond chest plate, let's go. Bun. Mamă, bun, deci vedeți că ne-am făcut cu loot destul de bun. Hai să închidem asta, lasă-mă în pace. Bă, ciudat, rău de tot. Acum hai să vedem în bucătărie. Știi ce zic, bun, hai să vedem în bucătărie. Mamă, bro. Aici... În bucătăria lui Granny sunt numai oameni morți, după cum vedeți. Foarte, foarte ciudate. Hai să vedem dacă găsim ceva aici. Oh! Prăjiturele, let's go, man! Deci avem prăjituri foarte, foarte tare.
Mamă, deci bă, fiți atenți că ne facem armură bună. Ia, să luăm și bottle FC, adică astea, fiți atenți. Mamă, păi suntem bine rău pe armură. Uitați-vă ce armură avem, avem și sabie de asta. Deci cumva dacă dăm de greni în baza asta sau ceva de genul, o să putem să omorâm foarte, foarte rapid. O să-mi dau și toate chestiile astea. Stai să pun, să mi le așez așa puțin. O la cookies-urile astea. Opa, iară niște cookies, let's go. Și avem aici și iron, niște papuși de iron. Dar stai că mai avem ăsta. Încă o carte și un golden apple enchantat. Mama, hai să luăm golden apple-ul și avem o carte. Rețetă prăjitură de la Granny. Amen. Deci e rețeta de la prăjiturile astea, cred, de la Granny. Hai să vedem. Rețeta prăjitură. 200 de ml de lapte, 100 de ml de sânge, 100 grame de zahăr, 2 picioare de om, 4 mâini de om și un cap de om. O să pun astea la loc. Deci prăjiturile alea sunt făcute din picioare și mâini și cap. No, 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 bun. Băieți, hai să, deci fiți atenți. Ca și cum n-am intrat aici. Deci ca și cum n-am intrat aici, o să ies de aici, bă. Ciudat, rău de tot. Deci până acum, man, am mers în baie, în debara și în bucătărie și am găsit numai chestii ciudate pe bure. Hai să mergem mai jos, mamă, boi, uite-vă, e peste tot, mamă. Deci, bă, baza asta e gigantică. Deci baza lui Green, mamă. Sunt foarte multe chestii ciudate. Hai să mergem pe aici, mamă. Avem dormitor și cameră de joacă. Hai să ne camera... Mamă, camera de joacă sunt oameni de ăștia agăți. Asta, fiți atenți, boi, pot să-i dau jos, gen, ca să nu mai sperie că-i dau pe tot jos. Și ce avem aici? Aici avem un pickaxe de diamond. Avem prăjitură, iar avem, o să iau prăjitura asta pentru că nu știu de ce e făcută și nici nu lasă rețeta. Și avem un golden helmet, bun, deci suntem echipați de scandal. Și avem diamond pickaxe-ul ăsta, la ce să-l folosim? La ce am putea să folosim diamond pickaxe-ul ăsta, boys, în fine, bun. Păi da, cred că știu ce să-l folosim. Boys, auzi, Granny, mamă, cred că am trezit-o pe Granny pentru că fix aici e dormitorul, bro. Deci suntem fix lângă dormitor și cred că am trezit-o pe Granny, mamă, nu-i bine, deci dormitorul, bun. Mamă, se au chestii, boss, îmi bag un golden apple enchantat, fiți atenți. Ia să ne dormitor, trebuie să sparg aici. Mamă, am spart. Aulă! Îi văd băta! Îi văd băta, boys! Îmi zice că mă vede, bă, v-am trezit, oameni, sau ceva de genul, deci nu știu ce se întâmplă. Mamă, trebuie să mă bag cu ea neapărat. Mamă, dar vină mă afară, că eu dacă nu pot să mă bag în altul. Uiteți-vă, boys, ce loot de-asta, prost, o să mă bag cu ea o tonă. Vino aici, cred, bun, i-am dat una. Mamă, a văzut-o, lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace, bun, am omorât-o. Bun, băie și fete, am reușit să omorâm destul de rapid. Bă, dar unde-i grandpa până la urmă? Ia să intrăm aici rapid. Mamă, aici sunt oameni morți, iar hai să vedem. Trei carne de iepure. Și avem o carte pentru mine, ce zice pentru tine. Ți-am lăsat asta, dacă dorm, nu mă trezi. Poftă bună, sper să țină de foame după vânat. Boys, cred că nu-i pentru mine, bro, a zis după vânat. Cred că e pentru grandpa, bro. Deci grandpa trebuie să vină... S-a auzit ceva! Bă! Deci grandpa, fiți atenți, boys. Să-ți vină, ține de foame după vânat, e pentru grandpa. Oh, uite pe grandpa! Ce scrie aici? Ieșire de urgență, mamă, ieșire de urgență, mai, deci l-am văzut pe grandpa, trebuie neapărat să mergem. Bro, bă, l-am văzut acolo pe grandpa. Mamă, asta e ieșirea de urgență, deci fiți atenți că putem să ieșim din baza lui Granny. Bă, l-am văzut pe grandpa acolo, era să... Nu moare? Ce-i asta, bro? Bă, asta e o capcană, bro. Mamă, e o capcană de urși, bă, ăștia au capcane când ești... Bă, what the fuck e asta, man? Au capcane când ești, bă, trebuie să ne băgăm rapid, mamă, boys, uite-vă, deci, bă, mai avem, nu. Vreau să văd dacă mă urmărește grandpa sau ceva de genul. După cum vedeți, nu mă urmărește. Deci nu a trebuit să fie absolut nicio problemă. Mamă, uite-ți aici încă. Mamă, capcana asta. Nici nu pot să te susparg. Te susparg. Bun, am spars și capcana asta. Mamă, și am reușit să ieșim. Felicitări. Ai supraviețuit bazei lui Granny și am primit 64 de diamante. Boys, când am intrat era dimineață, man. Bă, deci am reușit să supraviețuim în baza lui Granny. Boys, asta se află în baza lui Granny, dacă v-ați întrebat vreodată. E bine, băi și fete, cam atât cu acest episod. Dacă v-am lucrat, uitați neapărat să apăsați butonul de like și dacă vă place seria asta și mai vreți să intrăm și în alte baze secrete, scrieți la comentarii. Eu am fost Marusian, cu o seară frumoasă, baftă mâine la școală, pa, pa!